Bună seara, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Petrecem Împreună aici la EMI TV. Astăzi seară avem o seară frumoasă în care se va cânta muzică live, așa cum știu că vă place dumneavoastră. Am văzut din emisiunea Nopți Albe cu Cântec că sunteți foarte mulți care urmăriți muzica live. Și am alături de mine o interpretă dragă nouă tuturor și știu că și dumneavoastră, alături de formația dumneaei, dar și un interpret pe care o să vi-l destăinui așa ușor, ușor, începând după ce începem. Nu uitați că puteți intra în legătură directă cu noi la 0799 620 520. Așteptăm telefoanele dumneavoastră pentru a dedica muzica invitaților mei din această seară celor dragi și, de ce nu, pentru a intra și a felicita invitații mei din această seară. Ca să nu mai lungim vorba și să nu treacă timpul așa fără folos, o să vă prezint invitata mea din această seară, doamna Carmen Cantoneru și Cristian Păduraru, care sunt altă seară alături de noi. Bună seara și bine ați venit! Vă rog să luați microfonul. Bună seara și bine v-am regăsit! Doamne ajută! Ne bucurăm să fim alături de dumneavoastră și alături de telespectatorii dumneavoastră. Și noi ne bucurăm să fiți alături de noi, pentru că ultima dată când ați fost invitați aici la noi în emisiune, la EMI TV, ne-ați cântat frumos și oamenii, să știți că au primit foarte bine muzica dumneavoastră cântată live, așa, de la Severin venită. De obicei ne place să cântăm live. Așa ne expunem muzica noastră tuturor spectatorilor și telespectatorilor și în această seară tot live o să cântăm. Doamne ajută! Doamna Carmen, cum a fost ultima perioadă? Așa, au fost evenimente, s-au mai mișcat lucrurile, pentru că ultima dată când ne-am întâlnit era mai greu, mai grea treaba. Acum au fost evenimente? Am avut evenimente, nu putem să ne plângem, dar situația este foarte deranjantă pentru toată lumea, nu numai pentru noi muzicanții, pentru toată lumea în general. Sperăm să ne revenim încet, încet, cu toate că vedem că restricțiile apar din nou, dar restricțiile apar din nou și, dar noi sperăm să nu ne lăsăm așa învinși de cei care vor să ne doboare și să ne continuăm treaba, să facem așa la justa valoare după cum știm noi. Doamne ajută! Ați venit astă seară cu trupa dumneavoastră aici pentru a ne cânta live. Avem un microfon acolo pentru băieți. L-avem, vă rog să... așa. Vă rog să ne și prezentați. Da, am venit împreună cu formația mea. Este vorba despre formația Carmen Cantoneru. L-am pe fratele meu aici la saxofon, pe Vali Nistor. La armonie și clape este Cristian Flori, solistul formației Cristian Păduraru, pentru că nu este separat, așa cum a afirmat prima dată la începutul emisiunii, că e formația Carmen Cantoneru și invitatul Cristian Păduraru. El chiar face parte, din, face formația parte din formația Carmen Cantoneru. Da. Acolo au trecut... Și Laurențiu Pătrașcu la keyboard. Da. Noi toți suntem formația Carmen Cantoneru și sperăm să ajungem la inimile oamenilor. Eu sunt convins că așa va fi. Da. Înregistrări, ceva ați mai făcut în ultima perioadă? Pentru că în afara faptului că aveți o trupă stabilă și cântați pe la evenimente, dumneavoastră faceți și înregistrări pe piese, nu? Da, am făcut, mai ales că a fost perioada pandemiei. Am tot lucrat pe perioada pandemiei. Dacă n-am reușit să cântăm la evenimente foarte mult, măcar am lucrat. Și am făcut înregistrări alături de domnul Nicu Troncea. Pe care îl salutăm și da, îl așteptăm aici cu... Cine și pupăm. Da. Și am făcut alături de Leo de la Rușior o piesă. Felicitări. Căruia îi mulțumesc și lui și tatălui pentru colaborare, pentru că și el a avut un aport la această înregistrare. Și îmi pare rău să o spun în această emisiune, dar trebuie să o spun. Îi dorim condoleanțe, pentru că s-a întâmplat un eveniment tragic în familia lui și condoleanțe din partea noastră, formația, a formației. Și din partea noastră. Și din partea noastră, na, condoleanțe și să fie puternici să treacă peste acest
eveniment neplăcut în viața fiecărui om. Îi văd aici pe băieții nerăbdători, așa să ne cânte. Să cânte și să încânte. Bineînțeles, bineînțeles. Ce proiecte mai aveți dumneavoastră în afara faptului că aveți această trupă cu care mergeți peste tot, nu? Mergeți împreună, cântați și separat sau numai cu formația? Lumea m-a perceput ca și formația Carmen Cantoneru. Mai am evenimente unde mă mai duc și separat, dar așa cum am spus, lumea m-a perceput ca și formație și atunci cine mă contactează, mă contactează pentru formație. Deci formația Carmen Cantoneru. Este foarte bine și eu să știți că am avut o perioadă foarte lungă în care am cântat cu formație și încă mai am formația. Nu se știe pe viitor cum va mai fi lucrurile, că cei drept eu vă felicit pentru faptul că sunteți împreună și țineți unii de alții. Este foarte greu, mai ales în perioada asta în care nu prea au fost evenimente așa cum erau înainte, da, sâmbătă de sâmbătă, duminică de duminică, și pentru că s-au amânat, s-au mai anulat, dar iar băieții mai merg și separați. Separat, da. Și e greu în aceste vremuri să ții o trupă unită, datorită faptului că, așa cum am zis, nu mai este continuitatea aia. Noi sperăm să avem o activitate cât mai longevivă. Și eu vă doresc mult succes. Eu sunt convins că dacă lucrurile vor reveni la normal, va fi mult mai ușor. Sperăm și noi același lucru. Da. O să rog pe băieții mei să ne pregătim să cântăm, să ne cânte doamna Carmen Cantoneru în această seară, pentru că nu-i așa, de asta a venit aici să ne cânte și să ne încânte cu muzica dumneaei și cu băieții dumneaei din orchestră. Sigur că da, cu mare drag, pentru toți telespectatorii dumneavoastră și pentru toți prietenii mei de pe Facebook care mă așteaptă și sunt acolo nerăbdători să le cânt și să le fac dedicații. Suntem, îmi spun băieții, că suntem și noi în live și pe pagina de Facebook a televiziunii, pentru că atunci când se cântă muzică live, transmitem și pe Facebook live. Când nu este muzică live și este de pe CD-ul sau alt fel, nu transmitem pe Facebook, datorită faptului că sunt acele drepturi de autor care de multe ori întrerup sunetul și dumneavoastră ne sunați pe noi și ne certați că avem defecțiuni tehnice. Să știți că nu sunt defecțiuni tehnice. Pe Facebook, când se transmite și acele melodii sunt înregistrate acolo la drepturile de autor pe Facebook sau pe YouTube, ei opresc sunetul și este independent de voința noastră, nu putem să facem nimic. Din această cauză nu am mai transmis pe Facebook emisiunile noastre, decât pe cele care se cântă live. Avem și un telefon? Sau nu? Ok. Am înțeles, nu luăm telefonul acum, luăm după ce cântăm, ca să nu ne dăm așa peste cap program. Vă rog să ne cântați, doamna Carmen, împreună cu formația Carmen Cantoneru și, așa cum a specificat doamna Carmen Cantoneru, și Cristi Păduraru, care face parte din aceeași formație. Petrecem împreună, hai bună seara. Am venit cu voie bună, hai bună seara. Să petrecem împreună, hai bună seara. Vom petrece și o cânta, hai bună seara. Și cu toți ne-om bucura, hai bună seara. Vom petrece și o cânta, hai bună seara. Și cu toți ne-om bucura, hai bună seara. Ai bună seara, la oameni de oamenii, ai bună.
toți ne-o bucură. Hai, bună seara! Petreceți cu noi, hai, bună seara. Cu drag am venit la voi, hai, bună seara. Să vă petreceți cu noi, hai, bună seara. O petrece și o cânta, hai, bună seara. Și cu toți ne-o bucura, hai, bună seara. O petrece și o cânta, hai, bună seara. Și cu toți ne-o bucura, hai, bună seara. Și-o dat bagea oile să mă târguiască. Vrea să schimbe hainile și să mă pețască. Lupul schimbă ba de părul, dar n-ara buniciodat. Mie-mi trebă om de casă, nu fi șor turbat. Mai bine țineți oile și vândeți năravul tău, că altfel umbli după mine până-ți ofiră. Câte o mândruță de lung până jor. Dacă nu vrei să te-nsori, vândezi niște ouăi și țineți câte o mândruță de lung până jor. Lupul schimbă bani de părul, dar n-aravu niciodată. Mie-mi trebă om de casă, nu fi șor turba. Mai bine vândeți oile și țineți n-aravul tău, că altfel umbli după mine până-ți ofiră. Am revenit foarte frumos. Să ne urmăresc și prietenii pe Facebook acolo pe contul doamnei Cantoneru. Doamna Cantoneru, ce faceți dumneavoastră în viața de zi cu zi, așa, în afara faptului că cântați, cum este viața artistei Carmen Cantoneru? Cu ce vă ocupați dumneavoastră timpul în afară de
cânta. Cam cu ce face o femeie prin casă, că alte îndeletniciri nu am. Decât cântatul este meseria mea și o practic cu mare, mare drag. Nu mai faceți nimic altceva în afară nu, de cântat? Nu, altceva în afară de cântat, nu, dar mă ocup cu treburile casei zilnice. Copii aveți? Sigur că da, cum să nu? Am. Unu, doi? Nu, am patru. O, să vă trăiască. Mulțumesc. Sunteți frumos. Sunteți o mamă tânără și frumoasă și cu și patru... o bunică fericită. Și bunică? Sigur că eu da, am și cred. Trei nepoței. Nu cred, iau. Cum faceți de mențineți așa tânără și frumoasă? Păi de menținut nu pot să spun că mă mențin eu, mă menține Dumnezeu, că na, nu El are grijă nimic. De noi, dar ba da, fac, cum să nu fac, sigur că da, o femeie trebuie să se îngrijească, trebuie să se iubească pe ea, merg și eu la saloane, hai merg și eu la masaj. Haideți să vorbim despre toate astea imediat după un telefon, că avem un telefon, un telespectator drag. De ceva timp pe fir. Alo, bună seara! Bună seara! Aoleu, bună seara! Sunt o mare fană de doamna Carmen Cantoneri. Hai, Alessia, hai, îndrăznește. Știți? Ne-a prins. Bună seara, bine v-am găsit. Bună seara și bine ați venit. Ce faceți? La emisiune încercăm să cântăm și să vă încântăm pe voi toți. Ia asta. Mă bucur că a reușit să intrăm o asta. 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 Nu vă auzim foarte bine. Rog băieții dacă pot să scoateți telefonul de pe difuzor. Țineți-l la ureche pentru că se aude foarte prost. Acum auziți mai bine? Mai bine un pic. Da. Suntem mari ale domnului Cantoneru. Un pic. Sunte cu inimioare, cu sticăre, cu... O iubim foarte mult și... Știți că vă iubesc și mă așteptam știți să fie printre cine? Primii. Bineînțeles că știu, este una dintre fanele mele numărul 1, să zic așa, care de câte ori intru în direct, ea este prima acolo și de câte ori am avut nevoie și de câte ori a fost posibil, a fost alături de mine. Și mă așteptam să fie printre primii care intră în direct alături de mine. Da, ne bucurăm că ne-a sunat în această seară. Rămâneți alături de noi, da? Să urmăriți pe doamna Carmen Cantoneru până la final. Da, s-a întrerupt. Mulțumim frumos pentru apelul telefonic. Da, deci să fie pentru Alessia, pentru Daniela Vulpe și pentru Virgil Vulpe. Da, toate melodiile din această seară. Vorbeam, doamna Carmen, că... nu faceți nimic ieșit din comun pentru a vă menține așa în formă. Păi în afară de mers la un salon, în afară de mers la un masaj, în afară de întreținerea asta care, să zic eu așa, e rutina zilnică, cam ce ai putea să faci înaintea lui Dumnezeu, că Dumnezeu e cel care spune stop. Așa este, corect. Doamna Carmen, cum a fost... Ia, avem iarăși un telefon. Haideți să mai luăm un telefon. Cu mare drag. Alo, bună seara! Da. Alo! M-auziți? Da, vă auzim. Vă salut cu mare drag. O, să trăiți, domnul Ion Drăgan. Sănătate multă, mă bucur, uite că văd pe cântă live, pot salut pe doamna, o voce frumoasă. Le salut cu tot dragul pe colegii dumneai. Mă bucur că, uite, face lucruri frumoase împreună și lumea vede și simte lucrul, adică muzical mă refer. E bine că totuși mai există ceva live. Vă mulțumim pentru încurajare, în primul rând. Da, nu este încurajare. Voastră face lucrurile astea. Da, tot le face la rând. Și cum a spus Emi, face lucruri frumoase împreună cu colegii dumneavoastră, că îi contează foarte mult. Sigur că da, să cum să și publicul cu diferite melodii. Bine că ați adaptat și Ardealul. Aștept o melodie de la Mehedin. O să urmăresc cu drag. Drag. Vă mulțumim, domnul Ion Drăgan. Aoleu, salută lucrurile să trăiască echipa și mai bine. Doamne ajută! Mulțumesc am frumos! Am zis să facem așa un tur și să o luăm așa de la Ardeal, da. Și să ajungem ca peste tot, așa cam peste tot, în toate zonele. Dumneavoastră sunteți deloc din Turnul Severin. Din drobeta Turnul Severin. Sigur că da.
Dar după cum se știe, noi la toți artiștii, toți soliștii, la evenimente cântăm din toate zonele, nu? Și dumneavoastră tot așa ne-ați pregătit astă seară un program, având în vedere că aveți posibilitatea să faceți acest lucru cântând live, de asta ați început cu Ardealul, nu? Da, și n-o să ne limităm la anumite zone, o să încercăm să le abordăm pe toate, pentru că noi fiind la interferență, acolo cred că este nevoie să cântăm cam toate genurile. Nu cântăm genurile autentice, dar abordăm și Banatul, și Gorjul, și Doljul, și Oltenia, deci cam toate genurile. Cum da, asta este un lucru foarte bun, pentru că oamenii pot să-și facă o idee despre dumneavoastră și despre formația dumneavoastră, că puteți aborda cu ușurință toate genurile muzicale, pentru că la un eveniment despre asta sunt e... mai mulți oameni invitați din da, mai multe zone ale țării, sigur că da. Am aici cărăbușul, eu așa am botezat casca asta, că îmi bâzeie ca un cărăbuș în ureche și mai avem un telefon. Alo, bună seara! Alo, bună seara! Să trăiți, cu cine avem plăcerea? Să trăiască domnul Emil Badea, domnul Petrică Ciobănașu. O, să trăiți, domnul Ciobănașu. Ce faci, măinea Petrică? Da, sunt în spital la un COVID, la boli infecțioase. Aoleu! Vreau să dau dedicație pentru colegii mei din salon. Aoleu, vă simțiți bine? Totul e ok acolo? Da, e totul ok. Să stați din știi că sunt foarte bine. Bine. Să la spital aici, la Târgu Jiu. Hai la boli infecțioase, la bașite, să se pun. Bine, să ai grijă acolo de tine și de colegii de salon, să aveți grijă. Pentru mine o dedicație specială. Cu mare drag și vă urăm sănătate. Doamne ajută, doamna Antonerul Carme. Ne vedem și acolo, în salon, vă uitați la noi? Și toate cele bune, să ne vedem cu bine. Petrică, vă uitați toți la noi acolo, în salon? Da, 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 pe telefonul meu special, ne uităm toți. A, n-aveți televizor acolo? Da, avem televizor, dar nu prinde, că e analog. Am înțeles. Bine, da, să aveți o seară frumoasă, să fiți sănătoși. Sănătate. Doamne ajută, să fiți sănătoși. Da, iată că din nefericire mai sunt și cazuri din astea. Sperăm să treacă mai repede toată... Doamne ajută! Toată nebunia asta. Da. Îmi spun colegii, când vreți dumneavoastră, dacă aveți... pregătit, când vreți, putem să mai cântăm. Sigur că da, doar de-aia am venit, să cântăm, nu? Da, încercăm să nu pierdem foarte mult timpul vorbind, ca să profităm de faptul că sunteți aici și să ne cântați. Dragii prieteni, mai ascultăm în continuare pe doamna Canben Cantoneru, împreună cu formația dumneaei și o să urmeze și Cristian Păduraru, după ce ne cântă doamna Cantoneru și după ce mai stăm de vorbă. Thank you.
vreau să mă iubești, la nai nai la. Nu vreau să mă amăgești, la nai nai la. Ia cu ei mai de mult, la nai nai la. De când ori cu tine gând, la nai nai la. Ce-ai mândru, ce-ai mândru, nu știu ce-i cu tine. Hai mândru, văd mândru, nimic nu-ți convine. Hai mândru, hai mândru, nu te mai juca, nu te mai juca cu inima mea. Ce-ai mândru, ce-ai mândru, nu știu ce-i cu tine. Văd mândru, văd mândru, nimic nu-ți convine. Hai mândru, hai mândru, nu te mai juca, nu te mai juca cu inima mea. Să-ți tragi băgiță ochii mei.
bage gura mea. Ai, vină, 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 vină sara pândrăgină. Ai, vină și mă duc orunce bage vritu. Ai, vină, 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 vină sara pândrăgină. Ai, vină și mă duc orunce bage vritu. Am revenit, bine că l-ați prins dumneavoastră, că dacă nu, trebuia să vă mai plătesc și microfonul acum. Dacă ar fi fost puțin mai vechi, poate intenționam asta, dar e nou, așa că... Da, foarte frumos, foarte, foarte bine sunați alături de trupa dumneavoastră și foarte frumos interpretați dumneavoastră cântecele pe care sunteți de mult împreună, ca și... Păi fiind din Severin, noi am mai colaborat. Dar ca și componența formației Carmen Cantoneru, nu suntem așa de mult împreună. Fiind pandemie, băieții au mai plecat pe afară din țară, exact, au plecat la muncă, au rămas acolo și da, dar am reușit să ne închegăm și eu zic că sunăm foarte bine așa. E foarte și bine, foarte bine. Mă bucur. Mai avem un telefon. Haideți să mai luăm un telefon. Alo, bună seara. Alo, bună seara! Sărut mâna, de cu la ce... Eforie Nord! Sărut mâna, ce faceți? Ce să fac? Vă urmăresc, o urmăresc pe doamna Carmen, o felicit pentru toate melodiile pe care le interpretează, pentru dumneavoastră să fiți sănătoși și să duceți emisiunea asta foarte, foarte frumoasă și o urmăresc cu plăcere. Vă mulțumim frumos. Și când sunteți în direct, o să vă sun. Mulțumim frumos. Ne vedem bine la Constanța.
cu tot dragul, Doamne ajută! Eu vă aștept la vară, ați promis. Da, venim, cum să nu, venim pe litoral, facem transmisiuni în direct de pe litoral. Ne vedem bine acolo la Constanța. E bine, e bine, da, vă ved, se vede, se aude. Deci e tot da, ok, e da? Perfect. E totul ok. Bine, mulțumim frumos, o rămâna. O seară frumoasă și felicitări și Doamne ajută. Mulțumim, să rămâna, rămâneți alături de noi, să rămâna. Da, vorbeam despre orchestră și despre cum credeți e mai motivant să lucrezi așa în echipă sau de multe ori e mai bine să fii individual, adică să mergi pe drumul tău ca și artist? Păi după cum bine știți, e mult mai bine individual și ca preț și ca ore de muncă. Dar pentru mine personal, dacă întrebarea mi se adresează mie personal, pentru mine personal eu sunt mult mai motivată. Pentru toată lumea. Eu sunt mult mai motivată să cânt în formula respectivă. Este mai bine pentru, adică, cum să spun eu, avantajele sunt că vă simțiți mai bine cu trupa, vă știți programul, că sunteți mai în siguranță, adică la modul că vă simțiți mult mai în siguranță când știi că mergi la drum cu oameni cu care te cunoști și îți cunosc programul și... Sigur că da, și ăsta este unul dintre motive. Și ăsta este unul dintre motive. Fiind ca frații, e clar că nu avem niciun trac. Da. Haide să mergem un pic și la colegul dumneavoastră, ca să nu să simt așa nebăgat în seamă marginalizat. Și să îl vadă și telespectatorii și pe el. Cristian Păduraru. Da. Tu ești tot de la Severin? Tot de la Severin sunt. Mă bucur că ai putut să vii astăseară alături de doamna Carmen și de formație aici. Cu mare drag și oricând. Cu tot dragul, vă așteptăm. Noi suntem iubitori de, și telespectatorii noștri sunt iubitori de muzică live și vă așteptăm, bine, nu neapărat live, vă așteptăm și cu CD-ul și cu cum vreți, numai să veniți. Este, dar acum... Mai original. Este, eu nu zic că nu, așa este și te simți și altfel, poți să transmiți altfel ceea ce vrei să cânți, dar nu tot timpul se poate, ca să nu zic altfel. Așa este. Hai să mai luăm un telefon, doar ce începusem să vorbesc cu Cristian, dar haide să mai luăm un telefon. Alo! Alo, bună seara! Bună seara, să trăiți, cu cine avem plăcerea? Cu domnul Ion din Călăraș. Să trăiți! Mult succes cu doamna Carmen Cantoneru și domnul Cristian Păduraru. Mulțumesc! Și aș dori și eu o melodie, dacă se poate, pentru viitoarea mea nevastă. Toate melodiile care le cântă dânsii în această seară, care le-au pregătit în repertoriu, sunt pentru dumneavoastră, pentru soția dumneavoastră și pentru toți cei dragi dumneavoastră. Și dacă aș putea, dacă ești bine, dacă poate să cânte doamna Canton, aia cu ea, mireasă ziua bună. De putut poate, vă garantez că poate și mai ales că este o melodie pe care o știe toată lumea, dar așa cum am spus, dânsii și-au pregătit un repertoriu, au pregătit un program și nici nu cred că se cade să cântăm la ora asta Ia-ți mireasă ziua bună. Și dacă tot se pregătește domnul Ion să se însoare, să ne cheme la Călăraș și cântăm Ia-ți mireasă ziua live, bună la nuntă. Live, da. Păi așa să cânt și eu, doamna Carmen, da. Așa. Am zis că să ne cântați dumneavoastră. Păi tocmai de asta spun. Să aveți o melodie simt frumoasă. Sigur că da, cu mare drag vă bine, dedicăm toate melodiile din această seară. Mulțumim frumos, rămâneți alături de noi, da? Cu tot respectul, să aveți o seară frumoasă. Da, Cristian, tu ești tot de la Severin, ești de mult în Breaslă, ai început să... De la vârsta de 17 ani. Doamne ajută! Ai ceva, tu ai făcut ceva înregistrări sau numai live? Cât numai live? Când și live și am făcut și înregistrări. E foarte bine. Familie... Căsătorit, necăsătorit? Necăsătorit. Ai auzit, fetelor... Îți cântăm Ia-ți mireasă ziua bună. Chiar te rog.
fetele sunt, care sunt pe recepție, avem pe Cristian Păduraru, e necăsătorit. O afirmație vreau. Vă rog. Cine le ia pe Cristi e șmecheră. Vă spun eu, fetelor, sunteți șmechere, Cristi gătește, e cel mai bun bucătar, știu eu. Deci are, are reclamă, acum. Așa este. E foarte bine. Haideți să ne pregătim să, să cântăm din nou. Ne va cânta Cristian Păduraru acum pentru dumneavoastră și rămâneți alături de noi, da? După aceea o să fie un pic, un pic de publicitate și revenim aici cu doamna Carmen Cantoneru și formația și Cristian Păduraru. Acum ne cântă Cristian Păduraru. Care n-are bănișori în buznac să bea o bere și în viață n-a sărutat gură dulce de muier. Care n-are bănișori în buznac să bea o bere și în viață n-a sărutat gură dulce de muier. Să-și bucă lanțul de gât, ăla nu e om pe pământ. De nu bea, de nu iubește, ca ce dracu mai trăiești. Să-și bucă lanțul de gât, ăla nu e om pe pământ. De nu bea, de nu iubește, ca ce dracu mai trăiește. Și în viață n-a sărutat guriță dulce de pui. Care n-are bănișori în poznac să bea o țuică. Și în viață n-a sărutat guriță dulce de pui. Să-și bucă lanțul de gât, ăla nu-i om pe pământ. De nu, de nu iubește, ca ce dracu mai trăiești. Să-și bucă lanțul de gât, ăla nu-i om pe pământ. De nu, de nu iubește, ca ce dracu mai trăiește. Bine, bine. Care n-are bănișori în poznac să bea un vin și în viața lui l-a avut la mână ceva străin. Care n-are bănișori poznac să bea un vin și în viața lui l-a avut la mână ceva străin. Să-și bucă lanțul de gât, ăla nu-i om pe pământ. De nu, de nu iubește, ca ce dracu mai trăiești. Să-și bucă lanțul de gât, ăla nu-i om pe pământ. De nu, de nu iubește, ca ce dracu mai trăiește. Să mor de mi-o pare rău. Iubește, nana, iubește tot.
iubește, că așa am făcut și eu. Să mor de mi-o pare rău. Haide vino la iubite, că vremea nu ți-a trecut. Și de inimi ceșere, acum cât mai ai putere. Haide vino la iubite, că vremea nu ți-a trecut. Și de inimi ceșere, acum cât mai ai putere. Să mă îndrăg ca mine, care te-ar pupa pe tine. Unul
pe EMI TV.